Un meci de fotbal extraordinar s-a desfășurat pe stadionul din orașul Drochia. Meciul a fost disputat între FC Speranța Drochia și FC Soroca. La meci au fost prezenți Corneliu Padnevici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, autoritățile locale, președintele FC Speranța Drochia, președintele Asociației de Fotbal din orașul Drochia, iar Federația Moldovenească a Fotbalului a fost prezentată de Ruslan Berzoi, vicepreședinte, și Petru Soltanici, director competiției. Tribuna stadionului a adunat în această zi mai mulți susținători ai acestui gen de sport. Și acum se decide soarta echipei Speranța Drochia. Și le doresc succes la ambele echipe și câștig la Speranța Drochia. Cursul amator în fotbal, am persoană care joacă și fișorașul meu. Le urăm succes. Antrenorul, dar și fotbaliștii sunt mândri de echipa sa și au speranțe mari ce ține de succesele echipei FC Speranța Drochia în divizia A. Ca să zicem și decisiv, mai mult pentru echipa advers, pentru echipa Soroca, fiindcă noi de acum trei tururi înainte am fost deja promovați în divizia A. Deci astăzi s-a făcut un meci spectaculos pentru spectatorii care au fost într-un număr foarte mare la meci. Campionatul, deci în divizia B, seria Nord, în grupă am fost 12 echipe la început. Campionatul de curs destul de interesant, anul acesta a fost după o sistemă nouă, deci după sistema primăvară-toamnă. Deci o sistemă că socot că au fost niște meciuri așa mai încinse, am fost la 4-5 echipe care undeva am fost echipe egale, dar totuși până la urmă, deci bravo nouă, echipa Speranța a promovat în divizia. Joaca a fost destul de spectaculoasă, a fost interesant pentru suporteri, tot pentru noi. Într-adevăr a fost luptă din partea ambelor echipe. Asta că poate puțin am avut noroc să obținem rezultat mai pozitiv, însă rezultatul final e important, că am luat primul loc în divizia B, Nord. Și sperăm la anul să ne prezentăm mai bine în divizia cu mai mari succese și băieții astfel tot în același lot să fim și uniți și ca o echipă durată. Vicepreședintele Federației Moldovenești ai Fotbalului susține că fotbalul este una dintre cele mai cunoscute și apreciate genuri de sport. Vreau să felicit echipa FC Speranța Drochia cu ocuparea locului întâi în cadrul campionatului Republicii Moldova la fotbal, ediția 2018, zona Nord, divizia B, fapt care este o realizare a tuturor, de aceea respect și recunoștință tuturor celor care prin munca lor, zi de zi, prin devotament, prin dedicare pe teren, în special a jucătorilor, au reușit și au ajuns la acest rezultat. Nu în ultimul rând, aș vrea să aduc un mulțumesc aparte tuturor partenerilor, sponsorilor echipei, autorităților publice locale și ne pare bine că dumneavoastră practicați fotbalul. Autoritățile locale au venit cu mesaje de încurajare către sportivii din Drochia. Meciul de astăzi este un meci important pentru echipa din Răunul Drochia, echipa Speranța. Doresc colegilor succes în continuare, baftă, să învingă cel mai puternic, un meci fără traume și mult, mult noroc. Astăzi, pe stadionul Rășănesc, Drochia, acasă, se va disputa ultimul meci din campionatul Republicii Moldova la fotbal, divizia B, zona de nord. Și deja, indiferent de care va fi rezultatul meciului de astăzi, echipa Speranța Drochia, cu un scor fără precedent, devine campioană a zonei de nord, divizia B, și trece în divizia A, și administrația publică locală, ca de obicei, astăzi este alături de echipa noastră. Suntem nespus de bucuroși de realizările, de performanțele înregistrate de echipa noastră și, după cum ați văzut, primăria a demarat și lucrări de reparație a tribunii centrale a stadionului, pentru că asta este nemijlocit și o condiție pentru ca să fie promovată echipa în divizia A. Avem nevoie să reparăm stadionul. Multă baftă echipei FC Speranța Drochia le-a dorit și deputatul Corneliu Padnevici, care de asemenea a asistat la meciul disputat. Susțin tot felul de sport, în deosebi voleiul, dar îmi place și fotbalul. Astăzi suntem la ultimul meci care are loc între Speranța Drochia și echipa din Soroca. Suntem susținători
îi susținem pe drochieni. Echipa FC Speranța Drochia a pierdut în fața adversarilor FC Soroca cu scorul de 3-1. Această pierdere însă nu a fost una fatală pentru drochieni, deoarece meciul nu a fost unul decisiv pentru ei. Clubul de fotbal Speranța Drochia a fost premiat pe 27 octombrie cu o cupă pentru clasarea pe locul întâi în campionatul Moldovei, Divizia B, Seria Nord, ediția 2018, iar jucătorii, staful tehnic și conducătorii formației au primit medalii. FC Speranța Drochia este un club de fotbal din orașul Drochia, fondat în anul 1972. Victoria Conea, Ion Falca, TV Drochia.